foarte clar. Dar trebuie. Clem să mă faci. Să faci. Ce v-a spus toți pe capul meu că îmi dați dracu stresul, mă îngraș iar. Da, Mărlane, da. După ce că nu produci nimic? E, nu produce. Păi dacă n-ar produce nimic, cu ce înfund aveți eu în fiecare săptămână? Uite cum facem. Din acest moment, stabilim clar care sunt responsabilitățile tale, Mărlane. Și dacă nu ți le îndeplinești, vale. Adică, ce e casa ta, e casa rogogoasă. El poate să zică Valea, nu tu. Ok, Valea. Ce trebuie să fac? De exemplu, să te duci să plătești facturile casei. Păi, nebunit! Vrei să rămâne restanțier pe 10 ani? Ai uitat ce a făcut cu ultimii bani de lumină? Da, erau 400 grade afară. Ce vrei să mă deshidratez și să mor? Ziceți mersi că am băut berile alea. Dacă nu, muream și... Mă, da, știm. Te aveam pe cunoștință. Nu, băule, muream și vă costa de 1000 de ori cât berile alea. Că trebuia să mă mormântați, că nu puteați mă țineți în casă, că mă împuțeam și mă împuțeam în casă. Băieți, eu propun... Să-l obligăm să se ducă măcar cu rufele la curățenie. Păi jos! Păi le duceai tu mă cu mașina poliției. Ba da, dar nu le mai duc. Că-mi putahoi toate hainele, mai ales ale tale. Și dacă mi intră mirosul în tapizerie și hainele mele, păi o să mă confunde câinii de la criminalistică cu suspecții. Păi dacă le duc eu, mă confundă pe mine. Dacă mă arestează poliția că transport cadavre. Ete, scăpăm de tine. Dar dacă nu te duci, scăpăm mai repede. Că ai auzit ce se întâmplă? Valea! Insensibilule, nu mai ai pic de romantism, mă. Stupidele tale de lumânări parfumate nu înseamnă romantism. Înseamnă jaf, fițe de 2 lei. După ce că sunt o grămadă de bani, se mai și consumă în câteva secunde. De ce naiba mai mergem la magazin? Când putem da foc direct banilor, ca miliardarii? Că am ajuns să ne spargem în figuri ca ei. Dar de unde știi tu cât costă? Că n-ai cumpărat niciodată. N-am cumpărat ca să nu dau în patima lor, că astea sunt ca drogurile. Ai cumpărat odată, trebuie să o cumperi mereu, că te amețesc de cap cu mirosurile lor. Lângă ce chitră am ajuns să stau... Am scăpat de pupăză și am dat de tasu. Ai ajuns tu să te uiți la câțiva leișori. Iubito, dar nu e vorba de bani. E vorba de siguranța noastră. Știi foarte bine că nu avem asigurare împotriva incendiilor. Dacă cumpărăm lumânărele de-alea, trebuie să cumpărăm și stingător, și lavabilă, și scară, și... Lavabilă? Exact, lavabilă. Păi trebuie să zugrăvim de fiecare dată după ce folosim lumânărelele, că alea fumă tavanul. Când mai avem timp să ne iubim? 3-4 zile zugrăvitul, 2 zile să ne odihnim că suntem rupți de muncă? Nu e și păcat să ne iubim o dată pe săptămână pentru niște lumânări? Auzi-mă, ia că nu ne mai iubim noi deloc! Bine, bine, o să-ți aduc și lumânări! Alea, mă. Lumânări, iubita mea. Să nu zici tu că nu-ți fac eu toate poftele. Ce faci, iubito? Ce fac? De ce stai așa... țepănă? Păi așa stau morții, vandame. Țepeni. Dacă ai venit cu lumânări de priveghi la mine, bănuiesc că mă consider moartă. Și nu vreau să te dezamăgesc. Îmi place să-ți fac toate poftele. Auzi, tu te-ai adum niște vată să-mi bag în nas, că bănuiesc că la cât de chitră ești, nu-mi vei da bani să-mi pun pe ochi. Și ce dacă sunt 300 de metri? Plătesc! Ia uite, ultima-r focul cu taxiurile voastre! Ce?
V-a zis pupăză să nu mă luați, ca să merg pe jos. Doar mă aresta să scape de mine, a? Ce-ai închis? Ok, îmbracă-te că mergem la shopping de lumânărele. Fira lumânărelele ale naibii să fie. Dar pe cuvântul meu, dacă nu-ți cumpăr, de toți banii, cât costă un set? Niciun banc, Pitrosule. Că am găsit ofertă de ofertă. Uite, dacă cumpărăm țoale de 1.000.000, primim lumânărele parfumate gratis. Și țoalele le vindem. Geniala mea. Ne. Fără lumânărele, nu pupi. Cu fundul că sunt fierbinte. Ce faci, mă? Nu te-ai dus cu rufele la curățat? Ai și venit, bă, de la curățat. Nu se vede că le-am scos din țiplă ca să văd dacă-s bine spălate, dacă-i toate. Dacă... Păi și-ai avut tu bani să plătești, mă? Că n-am plătit, adică am plătit, dar n-am plătit tot. Am plătit mai o parte, că n-a putut să mi le și calce și... Nu mi le-am... N-au putut să ți le calce? N-a... Păi n-a, că era ăla care călca, călcătorul era care s-a stricat ferul de călcat. Și când l-a ars, ăla prostul, care era un prost acolo, care nu știa, era... De-abia l-a angajaseră și a stricat ferul de călcat. Nu mi l-a mai călcat. Mărlane, bă, tu sigur le-ai dus la curățat? Hai? Da, adică ce? Nu vezi că miroase de la un kilometru a balsam, dar ce nu vedeți? Are dreptate, miroase a balsam. Ce tot îi caz, bă, n-o dăm papără, după ce că ni l-a spălat aproape gratis? Mersi, Chiorete. Da-i respect, eu, bă, organul, că e imparțial, nu ca... Am obosit. Hai, dragă, mai repede, că se face curent. Auzi, iubi, nu crezi că am exagerat? Am luat cam multe? Pentru iubita mea, nimic nu e mult. Serios? Păi ne-a zis tu, iubito, că le vindem și facem profit. Auzi, mă ierți că te-am făcut chitră? Tu ce crezi? Vandame, lumânărelele! Corect, lumânărelele! Unde sunt? La tine! La mine? Păi nu le-ai luat-o? Nu! Nu sunt la tine? Oh. Închide ușa! Ca să n-ai bine ușa, că închide magazinul 10 minute!
asta e cămașă spălată, mă. Tu nu vezi că e murdare pe la guler? Te-ai îmbrăcat cu cutie. Ce am spălat-o eu, ce trec de aici la mine? Spălat-o ea la spălătorie. Dacă-i murd, să vezi ce le fac, dacă mă duc mâine la aici, dacă le zic vreo două, să facă și reducere tot anul. Ce tot anul? Toată luna, dacă nu chiar săptămâna asta. Să, și le duc și eu pe ce-o pe cap, să mi-o dai ca să am dovadă, să le duc. Și eu cu ce mă mai îmbrac la emisiune? Te duci așa, bă, să spargi audiențele. Du-te, du-te, că ieși... Nu pot, mă, nu-mi stă mintea la... Mă gândesc mai la tâmpenile alea pe care le-am cumpărat. Și eu la fel. Auzi, mai bine le vindem, încercăm să recuperăm din bănuți și sărbătorim după aia, ca să avem motiv. Corect. Și dacă facem profit, sărbătorim dublu. Și mai luăm un set de lumânărele. Și e marfă calitatea întâi, mă, adusă din Italia de la mari firme de modă. Auzi, bă, dar ce înseamnă Made in Spain? E în sudul Italiei, bă, mârlane. Ce dracu, pupăză, tu ar trebui să prezinți în fiecare seară cu câte o cămașă nouă, că ești Dita Mai omul de televiziune. Păi așa și prezint, băi, Van Damme. Hai, mă, dar avea seară jegola de două degete pe guler? Să-mi zis că se vede, idiotule! Bine că n-apar și eu la televizor. De ce n-ai, mă? În caz că m-a filmat Cariva în timp ce eram în sensul giratoriu. Terminați, mă, cu tâmpeniile. Hai, băgați-vă, că nu vă mai întâlniți cu o ofertă de-asta. Hai, chelule, alege și tu ceva. Mârlane, tu nimic? Ha? Păi eu n-am bani, bă, că ce-am avut i-am cheltuit la nu fără să le spăl hainele la ăștia. Uite asta, bumbac 100%, super firmă. Nu intră la apă, se mulează perfect pe... Mă rog, dacă ai. Ema, nu te mai agita că le-am luat deja. Le-ai luat? Mhm. Păi ce crezi, că mie nu-mi plac lumânărelele parfumate? Ce-i, mă, de ce m-ai chemat? Auzi, ție-ți plac lumânările parfumate? Nu, de-aia m-ai chemat? Super! Stai! Super ofertă! Țoale de primă calitate, pomană! Uită-te la asta! Cu scripici, cu mătăsică, fii atent aici! Rochie, lucrată manual, uite cum e brodată! O minunăție! Asta, unicat, super ofertă! Numai la 1.000.000! Bă, tu ai pus o hanță dintr-alea luate de la Van Damme pe tine? Da, mă, da, e cămașa asta. Și tu? Și tu? Dracu, bă, să știi că ăsta ne-a dat haine cu râie. Dar era așa ieftene. Bă, voi v-ați spus, bă, voi dale? Da! Da! Și să-ți fie rușine! Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Nu știa? Ai noroc că te cunosc și nu ți-aduc pe cap OPC-ul, Sanepidul și alte foruri cu care mă mai cunosc eu. Dar de fapt știi ce ar trebui? Să te duci tu cu OPC-ul și cu Sanepidul la râioșia de la care ai luat hainele, să nu mai infesteze și alți amărâți ca pe aia din vilă. Da? Și astea sunt ca să te iert. Nu, alea de pe mine, nu! Hai, dracu, nenorociți! Ce s-a întâmplat? Ne-au dat hainele pline de râie. De-aia dădeau lumânărelele, ca să le putem arde.
Unde-s hainele alea alte? Dar ce faci cu ele? Unde te duci? Peste scrucea, răioși. Ori ne despăgubesc, ori chem sanepidul și închid. Auzi, dacă tot te duci, spune-ne, te rog, să ne despăgubească în lumânărele. Te rog. Ce ai făcut, mai ai luat lumânări în loc de bani? Știi cum se vând astea, gogoașă? Ca pâinea caldă. Ar trebui să luați și voi, că gagicile sunt topite după ele. Ca lumânările. Nu crezi, Chiorete, a? Nu-ț. Ia fii atent aici. Bună, Dezi! Auzi, mai vrei lumânările de alea? Au băgat? Nu încă, dar mă știu cu directorul și pot să-ți cumpăr eu. Ia zi, câte vrei? Două baxuri, mersi mult, fac cinste! Văzuși, mă, fraiere! Cu așa ceva, sigur ai recuceri-o. Dă-le încoace pe toate că... Ce vorbești tu? Lasă că mi le dai mie vantura pentru că nu stau dublu. Ce? Băi, nebunie, ce mama dracilor să faci tu cu lumânărele dintr-astea parfumate? Că tu nici măcar n-ai iubit țigă. Treaba mea ce fac cu ele, da? Uite, poate vreau să mă epilez cu ceara lor, da? Să fiu mai sexy ca să pot să-mi găsesc iubițică, da? Ia, o să deci, da, urmă, am zis, care le ia? Eu le iau, normal ce că vorbești? Dacă eu am zis că îi dau mai mult. Eu am zis primul, da? Și dacă ai zis primul, că banul, lasă-le aici, deci licitați. Gogoașă, bagă-te și tu că pupăză, sigur le ia pentru Amalia ta. Ce, mă? Aduce mele de mie pe toate. Ce vorbești? Băi, Mărlane, tu nu te bagi? Că dacă primește de zi, o să-i facă poftă și lui Iuleana. Nu ți-a zis, bă, că eu n-am bani. Le-am plătit la ăștia. La Nufăroș. Nu poți le cer banii la idioți, că aia nu le-a spălat rufele cum trebuie. Și atunci n-am de unde. Păi cerele, mă, daune, cum am făcut eu. Dar nu l-am vorbit de tine, Amalia ta. Am vorbit, Amalia mea. E inadmisibil, da, uite ce-i păgule, ne-am umplut de bube, dar nu se poate. Nici măcar n-ați limpezit în albitorul ăsta și cu balsamul pe ele. Dar eu... E, dacă nu, tu atunci cine? Eu? Las că vă chem eu, OPC-ul, vă chem poliția, Greenpeace-ul, drepturile omului, stângurile, toate organizațiile astea care mai mă cunosc eu. Și eu mă cunosc cu toate, bă, să știi. Și vă și închid ardughia. Vreau să vă spun că eu sunt nou angajat și nu mă pricep. Dar lăsați-mi o adresă și o să vină șeful să discute. Ia cam cartea de vista lui bun ăsta unde stau eu. Să vie aceea, dar să fie una băgată în fund. Să dea pe la bancă și să vie cu despăgubirea, că altfel îl calc în picioare. Ne-am înțeles? Hai, pa! Pa, unde vrea fi ieșirea, că mai știu pe Damitra. 50 de ori mai mult, mă! Ia uite, mă, când citează asta! Eu îți dau de 52 de ori mai mult, da? Au! De 58 de ori dau eu mai mult, da? Bă, potoliți-vă, că dau eu de 100 de ori mai mult! Vorbești, bă, mă, dar păi tu, bă, mă! Am pupăză, te oftici! Ia arată-i, mă! Da! Uite, ai răbdare, că trebuie să-mi iau cacu de la bancă, că vine eu, nu are să-mi dea niște bani. Domnul Mărlanu, cine este? Eu, uite, ai văzut că a venit, bă, din cauza voastră mi-a militat tot pe gâta. Unde, mă, ia? Stai, nenea, nu strânge! Umflatule, ascultă-mă cu atenție. Spălătoria pe care vrei tu să o închizi este a lui Fane Baros. Știi cine e Fane Baros? Da, ăsta, nenea. Perfect. Dacă i-o închizi, nu se mai aibă o să spele banii. Vrei să-i lași pe Fane Baros fără bani? Nu, da, nenea. Știam eu că o să ne înțelegem. Da. Vezi că sunt cu ochii pe tine. Au, unde? Aș fi călătorie spre ce aveți grijă la drum. Mi-a trecut gruțul pe la ureche. Bine că nu s-a prins, că n-a spălat rufele la ei. Ce, mă? Adică tu n-ai spălat rufele, mă, măcarule? Păi și atunci de ce miroseau, mă, balsam? Păi de-aia miroase că le-am spălat, eu le-am dat cu dezinfectat de la cu clor, că de-aia sunt parfumate, le-am să ia negreala de la guler. Deci de-aia sunt parfumate, că să ia negreala de la guler?
Adică regirea noastră a fost îmbibată cu culori, mă? Deci de-aia m-a mâncat pe mine o piele peste tot în casa ta, Mercule! Așa, mă, măgarule! Dă-te! Păi dacă... Nu, ce-mi vorbești! Nu! Așa e! Dă-te! Eu stăt de două ori dacă mai mult! Așa e! Oroșile! Așa mai, scrocule! Ai mințit că hainele au râie ca să ne stochezi! Și magazinul e tot alu... Tot alu... Spune lui Barosanu că-i dau lumânările înapoi, jur! Știi ce femeie e lumânările, că sunt ale mafiei? Vrei să ne omoare ăștia? Sufla, sufla! I-a luat o oră să ne aprind! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Ne. Nu. Fă-le lumânările. Un râm mic mai trebuie. Fă-le. Hai. Ți-am zis, idiotule, că se vede! Bine că n-apar și eu pe la televizor. Tu de ce dai? Tu de ce nu dai, mă? Ce-am zis, idiotule, că se vede? Bine că n-apar și eu pe la televizor. Filtrez printre ei și când are loc prima bătălie ilegală, ne anunți și noi am umflat pe toți. Șeful, dar nu sunt așa mare captan, și dacă mă nimer să mă lupt cu unul ca actoleanul doamna Magda, o să ajung ca Elodia. Păi nu trebuie să te bați, amărâtule, că venim noi până să înceapă lupta. A, și dacă nu mă crezi ăștia că eu sunt luptător dintr-o stat de full contract și vrea mă verifica, că eu nu prea am față de killer. Păi îți faci rost, Chiorete. Îți faci rost. Vorbești cu Mușchiulică și îi spui să-ți arate cum să ia față de dur. Hai că o să-ți prindă bine, Chiorete. Unde să-mi prindă șeful? Că la reanimare nici nu se vede fața din cauza la lumină. La gagici, fraiere, la gagici. Că se dau un vânt după băieții răi. Și poate o să te împaci și cu dezirică ta. Că te-a lăsat pentru că ai fața asta de papă lapte, bă. Dacă nu le zici tu, o să le zic eu, că nu mai suport. Hai mă, iubi mă, iar încep cu prostiile astea. Tu vrei să mă omoare, Chiorete?
Vrei să ai un iubițel mort? Să ne iubim precum Demi Moore și Patrick Schweitzer ăla din filmul Ghost? O să vrei să încetezi cu circoteca asta, că nu o să te omoare nimeni. Am o iubire, că sigur s-a obișnuit cu ideea că nu mai sunt al lui. Și plus că dacă o să afle, o să putem în sfârșit să ne vedem liniștiți. N-ai văzut că nici aici nu mai avem loc de Iuliana? Am o iubire, te rog. Uite, măcar deschide discuția ca să vedem în ce ape se scaldă, nu? Ție ți-e ușor să zici, dar eu... Așa, mă! Așa, mă, fii dur! Așa, fii dur! Auzi, dar trebuie să mai lucrăm și la mimica aia de dur. Ha, la... Adică... Hai, ce dur ești! Așa, 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 dă-i, dă-i! Ce faci, Chiorete? Mă antrenez, mă, faza. Să fiu mai rău, mai dur. Să-i spari pe infractor, bă, că prea s-o obișnuiseră cu fața mea de papă lapte. Să... Bă, unde pleci, bă, nebune, bă, că doar vreau să te exemplific, va? A funcționat, doruleț! Ești mare, bă! Ai văzut? Da, fii atent, trebuie să mai lucrăm și în afară de fața de dur și la mușchi. Trebuie să mă strâng și din ei? Nu să te strâng, să-i lucrez ca să fie periculoși. Hai, bagă 200 de flotări. Câte? 200, bă, e prima serie că facem 1000. Ce mai e 200 ziua de azi? Auzi, știi ceva, doruleț? Lasă-i dragi bălțați de mușbă, că-i copăr cu cămeia și anii nu se vede. Și dacă e nevoie, bag bureței dintre ea de gagică și pare că sunt și-o... Nu numai că nu te-a uitat, dar l-a înrăit despărțirea, dragă. L-a făcut pitbull. Dădea în sacul de box și zicea, de ce m-a părăsit, mă? De ce? Ca și când sacul ar fi fost de vină. Mi-era și milă de el, să știi. Au, știi ce? Nici nu trebuie să-ți fie milă, că am fost și la urma urmei, din cauza lui ne-am despărțit. Din cauza sacului? Din cauza lui Chiorete, mă. A, mie de sac mi-era milă, dragă. Lasă-l naibii de sac și spune-mi ce facem, că m-am săturat să ne ascundem. Păi și eu m-am săturat, iubi, dar... Păi atunci e foarte simplu. Închiriem un apartament și gata. Nu se poate, dragă. Că dacă se află, nu putem să mai inventăm nimic. Ne dăm de gol iremediabil. Pe când aici... Pe când aici nu mai există. Pentru că Iulie nu mai are pacienți și face ture între cabinet, apartament, cabinet, apartament. Ca să și omoare plictiseala, vezi, doamne. Lasă, Desire, că găsește băiatul o soluție. Că de-aia e băiat deștept. Stai, dragă, liniștită, cum să vină și pacienții? Mai ridică și tu moralul, că-i cu nevii la pământ, nu vezi? Uite-ți, tu ai nebunit? Dimineața vreau să-mi dai mie jumătate din pacienții tăi, iar acum... Uite, se mai controlează. Ce-am făcut, mă? N-ai făcut nimic, mă, amărutule. Mi-a exersez și eu mimica de dur. La ce-ți mai trebuie mimirică de-asta de dur? N-ai pulanul ăla, nu-i dur? Ba da, mă, dar ăla numai pentru că stă misiune. Eu acum vreau să mă bag la luptele de stradă. Și trebuie mimica dintr-asta de dur. Să-i spari numai din priviri. Apropo, mă, nu faci și mie lipeala cu ea cu care, știi tu, cu Interpol ea, mă. Tu ești nebun la cap, vrei să om. Vrei să te umpli de bani? Super idee, bă! Auzi, dacă îți faci intrarea, mă lași pe mine să te impresariez și să te antrenez. Să mă antrenezi? Tu? Dar ce are, bă, că în armată am ești campion de box pe dormitor, mai ți minte? Băi, Mărlane, tu în armată ai ieșit campion pe dormitor la box ca și că fiindcă erai sergent și n-avea nimeni curajul să te atingă, bă! Te și ce scrie asta pe diplomă? Campion! Campion e campion și fundul gol, bă!
Lasă-mă, tu mulțumește-te cu impresariatul că de antrenat are cine m-a antrenat. Cine? Un profesionist. Mușchiulica. Cine, mă, pârlitul ăla? Vai de capul lui, părea un papalat în jumătate, mă, un fătă la un ei care mi-e pâine buzura. El are față de dur așa, dar când e la box îți bate ea de aici una, parcă de... Când e de bătaie... Când e de bătaie, ce e mărlane? Ia zi! Fuge! Uite așa! Dar de ce nu o pui tu pe Dezi, că tot e disperată după pacienți? Măi, Iuliana, nu pot să o pun pe Dezi, că ea e instabilă psihic, doar ai văzut. Aici am nevoie de o profesionistă cu minte limpede, așa ca tine. Mersi, pupăză. Tot un cuceritor ai rămas. E, lasă asta. Fii atentă ce trebuie să faci. Vreau să-mi faci profilul psihologic al unei bătrânici. Al unei bătrânici? Da, dragă. O babă care susține că Fisu este fost colaborator al securității și s-a folosit de dosare ca să ajungă persoană importantă. Și vreau să știu dacă este nebună sau nu. Că dacă nu e, trebuie să aflăm cine e Fisu. Îți dai seama că o să fie bombă de presă. Dar vezi, fii atentă. Nu trebuie să știe că e psihologă. Tu zici că ești de la o fundație din asta care se ocupă de bătrânii singuri. Și unde ziceai că stă baba? Încă nu mi-a zis sursa, dar te sun și spun. Hai că ies o grămadă de bani. Pupăză, știi că o fac pentru tine, nu pentru bani. Hai că mă duc să aflu adresa. Te-am pus să rumâna. La revedere. Mersi. Chiorete, stai un pic. Auzi? Dă și mie o adresă de babă singură. Babă singură? Da. Așa rău ai ajuns popoza? Chiorete, n-am chef de glumele tale, mă. Dă și mie o adresă de babă singură, că vreau să fac un reportaj despre bătrânii abandonați de copii. Băi, eu abar n-am, dar o să te trimez la Bobiță, comunitarul. E, să-i mănânci tu coada și lui și la toți maidanezii din cartier, dacă mă iei așa. Bă, tâmpitule, Bobiță e polițistul comunitar care se ocupă de zona noastră. Aoleo! N-am știut, bă, care numele... Bă, fii atent. Dai telefon la 921 și spui că vin din partea mea și te rezolvă. Auzi, pupăză? Ia vezi, bă, am început să am față de dur așa de băia rău. Da, mă, da, da. Da? Ai, super. Abia aștept să mă duc la Dezirica. Dar de ce să te duci tu la Dezirica? Ca să o recuceresc, deșteptule. De ce crezi că lucrez eu la mimica asta de dur? Bă, dacă mi-ar fi zis și mie careva, mai dând timp că fetele să dăm vânt după băieții răi, bă, eu nu mai pierdeam pe Dezirica mea. Auzi? Parcă am trebuit să schimb și tu lucrul ăsta, că vremea la Maciomenea cam trecut, acum se poartă durii, încruntații. Chiorete, dacă te duci cu aerele astea de dur la ea, o să te dea pe ușa afară. Că ea te plăcea când erai băbălău, mă. Adică când erai romantic, mă, cum erai tu odată. Auzi, Gogoașe? De ce crezi, mă, că s-a cuplat de Dezirica cu mine? Păi pentru că erai fătălău, făcut grămadă și că putea să șteargă pantofii cu tine, de-aia. Dacă vă spun, șef, că eu omul meu, îl cunosc ca pe bătăturile mele de la picioare. Eu un băbălău și jumătate, mănâncă bătaie ca ursul, dar pariați toți banii pe adversar, șef. Mârlane, dacă pierd banii, sac de box te fac, ai auzit? Nu pierde șeful niciun bani, dacă vă spui, eu mă duc acum și brăști vorba pe la fraier, că e super bătăuș, super smardoi. Oamenii bagă banii în pariuri și noi vă umpleți dumneavoastră de bani. Bine, du-te. Ce, mă? Dintre care m-am răzgândit, tărășef. Nu fi capsoman, mă, că n-o să te atingă nici măcar cu un deget. Am vorbit eu cu mascații și o să intervină până începe lupta. Mă, nici într-un caz, șeful, că nu asta e problema.
dacă are chiorete. Dezirica mă-mi place că fiindcă sunt eu blând și sensibil și nu-i place a fi brută eu. Și nu vreau a o dezamăgi. Îmi pare rău. Trimite-ți breșima tale pe Alcariva. Gata, iubii. Am rezolvat. Nu o să ne mai deranjeze nimeni. Hai luat camera la hotel, nu? Ai nebunit? Păi ce arunc eu cu banii aiurea așa? Na. I-am dat lui Iuliana ceva de făcut pe teren. O să mai vine la... Pe aici, doamna Vasilescu. Poftiți. Poftiți. Bună ziua. Sărumâna. Ziua. Ce cauți aici, Iuliana? Păi... Am scos-o pe doamna din casă să mai facă puțină mișcare. Mi-ai zis tu să o convin că lucrez cu bătrânii. Doamna Vasilescu, asociata mea de zile, prietenul meu Pupăză Grigoraș. G. Grigoraș. Păi ce prieten chipeși ai? Și tu îți pierzi vremea cu o babă ca mine în loc să fii călare pe situație. Mai veni aici. Stai la ea, că acolo sunt indiciile despre fisul. Auzi, am o idee. Ia-o și pe Emma, spune că-i dau oricât, numai să caute dosarul de securist al lui fisul. Că nu-i nebună, dosarul e sigur la ea. Și că timp discuți tu cu bătrânica, Emma își face treaba. Înțelegi? Aha. Hai, nemuricărete! Deja e făcute pariurile, a pariat jumătate de oraș pe tine. Toți becheri, toți baharii, toți greugerii, a pariat pe tine, omoară ea dacă... Da, ce o să zică de Dezirica dacă află că... Că ai pierdut și e mândră, mă, de tine când îi mai dovedești odată că tu nu ești făcut pentru violență. Tu ești făcut pentru dragoste, pentru azi. Deci clar tu ești un romantic incorrigibil. Citește-a pe mine. Și dacă nu pierd? Pești, idiot, să nu pierzi! Dacă ești atent, pierzi, tăticu! Fiști tu băiat deștept, că lui Dezirica îi place romanticii deștept, nu aia proști! Și de unde știe Dezirica că am pierdut? Nu aduc eu la mei să te vază! Iubii! Am venit! Ce cauți, drag, aici? Da, tu ce cauți, drag, aici? Pe tine! Păi n-ai auzit când am strigat Iulii, am venit! Auzi, dar nu vorbisem să mergi la aia bătrână cu Emma? Ba da, dar m-a obligat să o trimit pe Dezi. De ce? Ca să pot să stau eu cu iubitul. Care iubit? Cu tine, Pupăză. Dacă ea ne crede iubiți. Și dacă tot crede lumea că ne potrivim, nu crezi că ar fi frumos să... Mi-am adus aminte! Am o ședință foarte importantă și trebuie să fug! La ședință! Să rămână! Ok, eu am terminat. Mă duc să spăl vasele. Sărut mâna, mamă. Sărut mâna. Ține-o de vorbă. E tare greu să fii singură la bătrânețe. Doamna Vasilescu, eu consider că nu procedați bine lăsând situația așa. Este imposibil ca un fiu să-și uite mama. Eu, în locul dumneavoastră, m-aș duce direct și aș vorbi cu el. Poate... Cine știe, nu realizează cât timp a trecut, e ocupat. Crezi că ar trebui să mă duc? Normal, și asta cât mai repede, poate chiar și acum. Pentru că n-ai vrut să iei o amărâtă de cameră la hotel, de-aia, chitros ce ești. Băi, iubi, dar stai un pic, momentan nu am lichidități. Și oricum planul meu era... Este, Pupăză, și este un plan idiot.
În afară de faptul că mi-a intrat mirosul de băbăciune în haine, n-ai rezolvat nimic! N-a poftim! Îți place miros? Îți place? Zi-mi, te atrag? Da, da! Bineînțeles că mă atragi! Oh, stai liniștită, că le-am spus tuturor că șeful este într-o ședință importantă și niciun subaltern nu intră fără să sune înainte. Ah, ia zi de câte ori să te împac! Da, du-te, dragă, de aici, că e nebună! Ba, nu e pupă să nu e! Am găsit dosarul! Ce dosar? De securist al ofisul. Te-ai sclerozat? Ah, corect! De... Dă-l încoace, dragă! A, marcă banul. Mi-ai promis? Hai! Hai, hai! Vrei dosarul sau nu-l vrei? Da, 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 da. Păi, hai! Hai, pupăză, că n-am timp! Așa. Mai dă, că asta e bombă de presă. Rupi audiențele. Hai, 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 hai! Hai, nu te chitroși! O pază! Hai, fată, să te cinstesc! Mă, din cauza ta! Auzi, mă, stai puțin! Puțin de tot, că am uitat ceva! O secundă! Mă întorc! Revin! N-ai, bă, chitră, n-ai, nu? Tu! Ia zi, mă, pupăză, că mă grăbesc. Hai, zi. Șeful, șeful, să știți că am pus mâna pe o bombă de presă. Am aici dosarul unui fost informator al securității. Alo, care acum este mare și tare, șef. Haide să vi-l arăt. Da? N-am timp, mă, de el acum. Lasă-l, n-ai bine de dosarul. Trebuie să mă duc cu maică-mea în oraș, am întâlnire cu ea, ies la masă și mă uit la el când vin. Dă-l încolo de dosar. Hai, mamă. Da, mămică, da, imediat, vin acum. Zi-mi doar despre cine-i vorba. E Felix Motanu, șeful, dar cine nu știe? Mă, lasă-mă cu Felix, iară Felix, numai Felix. Hai, mamă, să mergem, hai. Lasă-l cu ăsta în pace. Numai din cauza ta. Fiorete, cu curaj, tăticule! Îți dă una, tu ai căzut, s-a terminat și plecăm acasă, da? Aha, să nu dea tare, mă! Nu dă tare, mă, că am vorbit eu cu el, mă cunosc cu el. Gata, șeful, s-a aranjat. Mârlane, e totul aranjat așa cum am stabilit, da? V-a stabilit șeful, ăla-i cardește o palmă, ăsta cade jos și noi vom prezum noastră de păluțe. Hai, mă, Mârlane, Deziret când vine, mă! Bine, mă, tu boxează-te acolo! Ia uite-l pe ăsta, stai dreacul, bă, stai mereu, bă, ia uite-a! Bă, stai, bă, că nu-ți pregătit! Ai venit, iubi! Ce faci, mă, aici? Ce caută, mă, parașută asta aici? Bă, tu faci, iubicica, parașută? Da? Mersi, Chiarete, dar să știi că erai mult mai tare romantic decât brută! Ce-am făcut, mă, răzi? Ce-ai făcut, Chiorete, că ne-o moară ăștia? Fugi! Te grăbești undeva, Mârlane? Ziceam să mă duc să nu închidă. Nu închide, stai liniștit. Oh, Desire, mă ierți? Hai că acum sigur, sigur nu ne mai deranjează nimeni că a invitat-o pe babă ca să... Bună ziua! Ce bine că ești aici! Dacă nu erai tu, nu mă împăcam cu băiatul meu. Hai că am o idee, știi ce? Hai să mergem noi două la restaurant și să-i lăsăm pe porumbei ăștia. Șampanie aveți, frișcă aveți, deci... Haideți, doamnă Vasilescu. Nu vă omoriți, boss, vă rog! Nu te omor, Mârlane, stai liniștit. Am nevoie de tine să-mi recuperez banii pierduți, nu? Ce mișto, sigur! Cum doriți, când, cum? Păi luptând! Cine? Tu, Mârlane, ring? Ioi! Păi, cu cine? Ia uite acolo. Ce ziceai, Mârlane? Că sunt fătălău? Că sunt babă lapte? Rămâneți cu noi! Revenim imediat!
ce m-ai părăsit, mă? De ce, de ce? Să știi că mi-a și... Dacă spun... Dădea în sacul ăla de box și zicea de ce, de ce, de ce, de ce, de ce m-ai despărțit, mă? De fapt, să spun eu cum zicea, de fapt. De ce, de ce, de ce? N-ai bă, închid, nu? Alea! Zi, pupă, bă, să mă grăbesc. N-am întâlnire cu maică, bă. Nu te mai grăbi, șef, așa că-mi dai dracu, birou! Ți-am mai spus să nu te grăbești! De-abia la bună mine! Uite-te și tu ce mi-am făcut! Pe bune, de două săptămâni nu mai faci nimic în casă. Nu pui și tu mâna pe o cârpă, pui un aspirator, nu ștergi și tu un praf, ești varză, Dezi, ești varză, parcă ai fi îndrăgostită. E, sunt îndrăgostită. Auzi, eu nu înțeleg ce naiba faci tu toată ziulica singură în casă, de n-ai timp nici măcar să strângi lenjeria. Am ajuns eu să strâng ție chiloții de pe lustră. Pe lustră erau? Hai mă, Dezi, ce naiba? Știi ce am eu impresia? Că în ultima vreme tu vii aici ca la hotel. Mamă, că nu vin ca la hotel. Corect, nu vii ca la hotel. Că la hotel plăteai camera. Știi ce, domnișoară? Prietenia e prietenie. Da, te rog frumos, de acum încolo pui osul la treabă. Da? Curățenie. Sau, dacă cumva te-ai boierit, a dus, dragă, un consătean de-al tău din trib să te sclavagească, că aici n-ai slugi. El este în buc în buc. Ia auzi. Și ce știe el să facă? De toate. Mai ales... Iulie, nu e genul meu, da? Atunci și foarte bine. Mi-l împrumut și mie, că genul meu e... Mă, femeie, eu l-am adus aici să facă treabă. Foarte bine. Îmi bine a plăcutul cu utilul. Că și eu tot la treabă îl pun, să știi. Ți-ai făcut analizele? Nu le-ai făcut? Mă, ce ți-am zis să faci când cobori din avion, a? Tu vrei să ne infestezi cu vreo ebola sau mai știu eu ce? Hai, ieși! Afară! Nu mai lucrezi pentru mine! Măi, Dezi, stai un pic și poți să și le fac azi. Ce vorbești, mă? Nici nu discut! Dacă nu și le-a făcut până acum, înseamnă că e neserios. Iar eu cu neserioșii nu vorbesc! Afară! Ieși!
era sexy. Și semăna un pic și cu pupăză, dacă ar fi fost alb. E, uite, vezi, cu atât mai mult că era sexy. Sexul dăunează grav profesionalismului, nu? Lasă că găsesc eu pe altcineva. Dar de unde știi că își caută menajeră? Am aflat eu când am fost la șef. Păi, ce cauți tu la Iuliana? O trag de limbă. Eu! Despre Dezirica, disperatule. Păi zi așa. Ha! Da! Ucigă-l toacă! Faceți-ai cruce! Eu sunt bă disperaților! Care eu? Eu mă pupăză. Dar ce pățiși, mă, pupăză? A pufnit soba pe tine? Nu, mă, am... Am jucat rolul unei menajere africane într-o reclamă. Și zici că ea e mai bună decât... Cine, Floricica? Vai, dar e Dumnezeul curățeniei. A luat 3 ani la rând trofeul menajera anului. Ia auzi, păi atunci ei să-mi împrumut și mie. Știți, mie nu prea-mi iese luciul la geamuri și la parchet. Îmi pare rău, dar nu se poate. Care programul full? De-abia, de-abia a putut să mă ajute pe mine, nu? Zi-mă, e bine că te oftiși, că te-am pus la șmotru. Dar nu-i nimic, că o să-mi aduc eu o menajeră de 10 ori mai bună decât a ta. O să-mi o aduc pe Izaura însăși. Și o să stai vena, pofticoasă! Auzi, încearcă să-ți aduci aminte unde mi-a rupt lenjeria, da? Și te rog, dă-mi pe lustrele. Opa, ți-ai și găsit-o? Și e de 3 ori mai bânjos decât ala pe care l-a adusesei tu. Te oftici? Auzi, mă, dar nu-i prea gras? Nu știu, eu din câte știu ăștia grași, sunt și leneși. Tocmai de-aia se și îngrașă. Am impresia că o să stea tolănit mai toată ziua. N-o să stea. Că dacă stă, mămica scoate asta și îl pedepsește rău și mult. Mai vreau o dată că mi-a făcut uniformul. Stai, dragă, că de-abia m-am aranjat, nu vezi? Așa și... Stai, da! Mama, scuze, zăți! Emma, stai așa! Să știi că, de fapt, eu n-am avut bani să o plătesc astăzi și a trebuit să-i dau ceva în natură. De ce? E pe invers? Cam da, dar îmi promis că nu spui la nimeni, te rog. Ce tare! Cu o condiție. Să-mi împrumut și mie o oră pe zi. Hai, fată, că vreau să scutesc pe amărâtul ăla de Van Damme, de spălatul vaselor, de teu, de șters praful, de spălat rufe, de gătit. Că matale bre, mi-a scos păsurile ca o mamă. Bine că nu vrea să-i dea și țâță. Așa sunt femeile, Chiorete, mai sensibile. Și mai, eu am eșuat în două relații. Până acum. Liniștește-te. Hai că până la urmă o să-ți găsești tu jumătatea. Ia-ți botul, tablagiule, după jumătățile alea. Că sunt ale mele. Crezi ceva? Asta chiar vrea țâța. Chiorete. Așa, mămică. Dă-i cuflit măgarului. Chiorete, tu ești un băiat bun și sensibil.
Și n-au cum să te respingă femeile. Ești așa bună, șefa. Asta sunt la Iuliana. Neîndemânaticule! Ieși afară! Ieși, șefa! Nu tu, mă! Ba, nu mai ieși afară! Lasă-mă, bre, șefa, că se poate întâmpla la oarși cine. Eu mă duc să mă schimb acu... Mersi pentru încurajări, bre. Uite, bă. Așa îmbrăștia Gigu Gaveaua și cu bragul de la Ujă. Baluba, dacă se mai întâmplă o singură dată, te dau afară. Haide, hai! Dar nu vreau! Dar ți-am promis, fetei! Vrei să spun adevărul? Nu! E, păi taci atunci! Emma! Emma, ți-am adus fata! Ah, perfect! Auzi? Ajută-mă, dragă, că nu știu ce are subținul ăsta, s-a blocat. Nu pot să-l desfac. Hai, lasă cum ajut eu, dragă, tu du-te și ia produsele mai repede. Păi am și eu produse, dragă. Da, ce ale lui? Ale ei sunt mai bune, știu eu. Nu te mai uita, du-te și ia produsele. Băi, femeie, tu ai nebunit? Ce, dragă, și ale mele sunt foarte bune, curăță bine. Da, să le dă-le naibii de produse, că nu de ele vorbesc. Cum, doamne, iartă-mă, vii așa de despuiată în fața lui ăsta? Ai uitat că e pe invers. Dacă îi se făcea poftă, sărea pe tine, vă prindea Vandam. Ce făceai? Aoleu! Aoleu, aleu, bună dimineața! Vrei să te omoare gelosul? Tu te naibii și pune ceva pe tine, că dacă vine menajera și te vede... Îți dai dracu, căsnicia, tot, tot, tot! E, bravo, așa da! Baluba, îmi faci și mie un masaj? Hai ca să te iert pentru ce ai făcut prietenului meu! Al dracu, a ajuns și prietenul ei. Fac, doamnă. E deschis. Deranjez? Nu se poate. Normal că deranjez, idiotule. Ce are ăsta, preșefă? Cred că e rușine pentru ce ți-a făcut mai devreme. Stai liniștit, Baluba, nu-ți faci atâtea probleme, că nu m-am supărat. Baluba, tu te și fă-ne o cafea ca să te reabilitezi. Imediat, doamnă. Vezi, poate găsești și vreun pișcodou. Scuze. Ia mai schimbă-mă cum am plictisit. Nu, dragă. Butonează telecomanda aia. Lasă aici, că e emisiunea lui Pupăză în reloare. Cred că e singura fraieră care se uită la porcăria asta. O emisiune de tot rahatul cu un moderator obosit. Mă scuzați, domnul. Toanto. Băi, nu jigni fata că n-a văd, nu? Ți-am zis-o de aia fără că e neîndemânatică? Da, vreau. E, uite, nu o dau. Bine, domnșoară. Las că o s-o dai. Vira la naibii de tot, scuzați, domnul. Bă! Ăsta ori are boală pe mine, ori așa se servește cafele la ei în trib acolo. Varianta 1. Baluba, mișcă imediat la bucătărie și nu mai vii aici până nu zic eu. Mișcă, ce te uiți la mine? Șefa, eu m-am dus să mă schimb, bre, că mi-a intrat cafea și... Termină masajul, te rog. Hai că uite, îți dau eu o cămașă de la George. Dezbracă-te de asta. Bang! Bang! Vandame!
Ce faci? Scuze-mă, iubito, dar n-am putut să mă abțin. Eu ți-am zis-o de-aia afară, dar tu n-ai vrut. Acum mă simt atras de ea. Ce să fac? Te simți atras degeaba. Că Floricica e pe invers. Ce face? Face, face. Dar cu gagicile, că bărbații nu-i plac. Nu, fată? Da. Păi atunci am o idee. Vandame, nu-mi place fața asta ta. Ce-ți trece prin spatele ochilor? Ești bărbat? Să știm cu recordul meu ăsta pe amândoi. Pupăză! Ha? Pupăză, ce ești sexy. Sexy pupăză. Ce dracu cauți, mă, aici? Ai vrut-o deșteaptă? Tu am crezut că ești... Te zi știe cine ești? Nu. Nu mai pipăie așa, că o se vadă și din avion că sunt bărbat. Ok, m-ai convins. O dăm afară. Ba, nu o dăm deloc afară. Pentru că am descoperit că îmi place să am menajeră. Hai, continuați, continuați. Ce bine. Ba, Chiolete, tu ai fi bun de soț, mă. Ce-ai pățit? Nimic bre, șefa, n-am pățit nimic. Ce strășbățesc? Ce-i, mă? Nu știu, bre, mă înglodește ceva în spate, bre. Ia vino tu încoace să-ți fac și eu ție masaj. Hai că poate tras curentul. Hai, dezbracă-te. Mă? Da, stai jos. Mersi, doamne. Unde e Dezi? Nu e aici. Auzi, vreau să te rog și eu ceva. Putem să facem schimb de menajere puțin? Te rog mult. Da, putem să facem schimb de menajere definitiv. Baluba! Du-te cu Emma să o ajuți. Vorbesc eu cu Dezi. Hai, Baluba. Eu nu pot să părăsești stăpâna. Ei, nu poți. Hai că te întorci. Păi hai. Da, dar o să ieși de prea târziu. Mișcă-mă! Și tu ce te uiți așa la noi, Floricico? Dacă nu mai ai nicio treabă, du-te acasă. Ah, ce bine că n-ai plecat. Că mai am niște treabă pentru tine. Pare rău, bre, șefa, dar eu nu mai poți să șeadă cine la matale. Să lucrează de zirica că vreau a o face geloasă cu matale. Hai că mai vorbim la cabinet. Mm-hmm. Da, bre, să rămână. Hai, pa. Ce ți-ar de zirica naibii să-ți fie? Dacă ai ști tu cu ce se ocupă mai nou donșoara... Ia auzi! Ei, acum vrei să avem menajeră? Nu, nu! Hei, eu vreau, că mi se pare kinky, să mă fierbânte un negrotei. Asta-i vocea lui Iuliana! Mârlane! Îl omor! Să vezi ce l-o mor eu pe el! Stai, naibă, aici! L-o mor mai târziu, n-auzi că sunt înfierbântată? Ce ai, mă, iubito, cum naiba să te înfierbânte mârlanul? Ei, n-am știut că e el. Cum n-am știut că cealaltă menajeră e pupăză, asta e? Ei, așa da. Ups. Pupăză? Nu mă mor. Unde e? Cineva rugă. Bă, unde e azi, da, Gheorghe? A plecat de mult. Auzi, dar dacă tot ți-ai terminat treaba dincolo, nu termin și mie masajul ăla? Mersi, doamne! Asta e pentru că mi-ai pipăit nevasta, Mârlane! Mârlane?
moră-mă. A, păi dacă ai să prii tu, șef, aici, eu mă duc în partea ilaltă, la alălaltă. Lasă, Biciu, că mai ești singur, nu mai... Deci așa, pupăză, te-ai deghizat în femeie ca să-mi pipăi mie nevasta, a? Și cum ai pipăi tu pe Emma? Asta m-a pus. Ce? Asta este, mă, așa. Și presupun că ție nu ți-a făcut plăcere, nu? Nu, păi n-ai făcut cum să-mi facă plăcere pentru că nici n-am atins-o. M-am prefăcut doar. Băi, nebună! Tu știi ce faci? Tu știi cu cine te pupi? Normal, și ți-am mai explicat, fata, odată de ce e pup. Of, leagă ești, e pupăză! Ia-te! Profită de tine! Așa, mă, nemernicule, am profit. De ce, mă, de ce? De ce, mă? Dar dă-i dragă, dă-i că o să dau și eu, că și pe mine m-a pipăit de m-am rupt! Păi zice că nu ai pipăit, nu plâng! Hai, pupăză, hai, zile, că acum nu mai e cum să te ascunzi. Zile, de ce ai venit îmbrăcată menajeră la mine? Hai! Vă spun eu de ce. Căci că fiindcă pupăză e un avid și un terminat după bani. Și a crezut că dacă se pupă cu stăpâna Cașii, o să pui laba pe un salar mai gras. De-aia. Rușine, pupăză. Rușine. Așa e, Chiorete. Ai dreptate. Am fost un avid după bani. O să-mi fie rușine, prieteni! Ați văzut, răbă, că paranormalul nu mă înșeală? Dar n-ați fi crezând că între pupăză și Dezirica e niște treburi. Și nu e atât de proști încât să nu mirosim nimic. Da. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Nu e prea gras? Vai, că de nămpidie ăsta! Nu mi-ai cum, Rani! Știu! Să continui tot acolo, dar nu-i prea gras cu continui cu vântul și cu vântul ce face el. Dragul pe mine și el, n-ai tu nicio treabă. De la Dezi. Acțiune. Da, fiau. Nu știu ce am zis. Da, fiau. Băi, deci nu pot. Nu pot. Acțiune. Da, fiau. Da, așa, respiră, respiră și zi notau, te rog, atât notau și atentam, că ai poți să râs în vrei, că nu te mai vede. Mărlane? Te omor, idiotule! Te omor, mă! A, păi, dacă priei tu șefa, eu mă duc la celălalt, da? Așa, la... Da. La Greg, că l-am văzut acolo. Păi, eu nu ți-am zis că nu dau? Așa e, Chiorete! Ai dreptate! Am fost un avid după bani! O să-mi fie rușine, prieteni! Ați văzut, răbă? Da, nu e repede, nu te iasi pe camere. Era lumina stinsă la ea. Economie, mai face... Era lumina stinsă, ce e? Era lumina stinsă. Aprindeți luminile! Hai de la mine!